Colegii noștri de la Neața se mută în casă nouă. De astăzi și până pe 23 decembrie, Răzvan și Dani vor munci, vor trăi și vor dormi într-un mall din București. Colega noastră, Florentina Robe, este acum cu ei. Florentina, bună dimineața! Ce zic băieții? Cum se simt cu schimbarea asta? Bună dimineața! Băieții încă nu s-au trezit, este încă prima noapte, așa că eu o să fac inaugurarea asta și o să-i trezesc să vedem ce ne pregătesc ei săptămâna asta. Bună dimineața, băieți! Nu v-ați trezit până la ora asta? Haideți să ne spuneți ce se întâmplă săptămâna asta aici, să știe telespectatorii la ce se uită. Așa. Bună dimineața, Mihaela. Bună dimineața, Alex. Sunteți amândoi sau? Amândoi. Neața cu Răzvan și Dani se mută în mall. Super. Scoală-mă. Băi. Și asta pentru o săptămână întreagă. În sensul în care, de la ora 8 intrăm în direct la Neața și ieșim de-abia vineri la ora 10 când se termină emisiunea. Practic scăpăm de aglomerația de sărbători în primul rând, dar în al doilea rând vrem să reușim să strângem suficient de mulți bani să ridicăm în primăvară o casă în stil Neața, cu ajutorul celor de la Habitat for Humanity. Mă rog, e un proiect destul de mare. Dar ideea principală este că o săptămână nu ieșim din mall, aici dormim, aici mâncăm, aici ne spălăm. Vin invitați pe la noi, diverși, avem o grămadă de premii pentru cei care sosesc primii la AFI Palace Cotroceni și, mă rog, intră în jocul nostru. Avem astăzi Sistem pe aici, niște băieți simpatici. Avem Narcotic Sound și Christian D. Avem o grămadă de super tip care vin să ne mai aducă o chiftea, o sărmăluță, o chestie de genul ăsta. Cine face cafeaua dimineață? Cafeaua va face chiar Vlăduț, pentru că n-a scăpat de noi. Vlăduț și Roxana sunt cei mai mulțumiți din echipă. De ce? Pentru că ei nu s-au mutat în mall cu noi, dar stau foarte, foarte aproape. Roxana practic stă peste drum. Și amândoi ne-au mulțumit frumos că pentru prima oară în istorie vor face sub 10 minute până la serviciu. De obicei întârzie? Nu întârzie, nu asta e ideea. Ce vreau eu să transmit colegilor de la Observator? Dacă ați pus ochii pe vreun produs și nu ajungeți la reduceri, dați un telefon și în două secunde rezolvăm problema. O rochiță, o hăinuță, ceva de sărbători. Practic suntem cumpărătorii voștri de ocazie. Nu ajungeți la reduceri, ajungem noi. 5 zile în mall, cred că ne sunt suficiente. Ei bine, Mihaela, Alex, ați auzit ce au spus colegii noștri. Dacă aveți nevoie de ceva, vă invităm aici la mall. Dacă nu, cine știe, poate de mâine dimineață ne mutăm și noi cu tot cu antene și cu Observator, cu băieții. Mulțumim frumos pentru ofertă. Uite, ei nu Mulțumim, s-au trezit. Mulțumim, Florentina. Da, ei sunt mai norocoși decât noi. Și sunt norocoși și pentru că s-au mutat în mall. Să știi că mie nu mi-ar părea foarte rău. Da, prefer să mă trezesc mai devreme cu 2-3 ore și să dorm acasă. Vine mutilul cu plăcutul. Faceți cumpărăturile de Crăciun. Da, să le spun interesant.